Fie că a fost vorba despre proiecte de investiții în sănătate, cultură sau infrastructură, consilierii județeni, indiferent de culoarea politică, au votat pentru implementare. Au făcut ca anul 2017 să fie un an bun și bogat în investiții. Și acesta a fost un an bun și foarte bun pentru județul Dolj. A fost un an în care ne-am consolidat foarte mult ceea ce începusem în anii precedenți. A fost un an în care, din nou, au fost puse la bătaie peste 100 de milioane de euro, în care peste 70 de milioane de euro din fonduri ale Uniunii Europene și aproape 30 de milioane din Programul Național de Dezvoltare Locală. Am continuat activitatea la Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară, în care am mai investit și anul acesta peste 450.000 de euro și de asemenea încă 2 milioane de euro pentru asigurarea dotărilor și alți 1.400 de milioane de euro pentru o altă sală de operație. De asemenea, cu privire la unitatea de primiri urgențe, la care am alocat peste 7 milioane de euro, anul acesta s-a construit de peste 1,6 milioane de euro și aici așteptăm să vedem ca anul viitor să ne apropiem de terminare sau chiar să terminăm. Peste 1.200.000 de euro au fost investiți și la aeroportul internațional. Va avea, într-adevăr, o altă abordare și anul viitor, când va începe și extinderea terminalului de plecări și un terminal de sosiri și când ne pregătim să abordăm și masterplanul prin care în care ne sunt alocați circa 75 de milioane de euro, să-i vedem și pe acestea, dar oricum aeroportul din Craiova cu 11 destinații actuale este unul din punctele forte, așa cum am văzut în această toamnă, a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de pasageri și în aceste zile, dar de fapt până la sfârșitul anului, nu numai că am dublat numărul de pasageri față de anul trecut, dar cu siguranță că vom avea și un număr care nici nu l-am gândit că am putea să-l avem. Din acest an a fost stabilită și soarta unor cule din județul Dolj aflate în stare de degradare. Consiliul Județean Dolj a reușit să atragă fonduri pentru restaurarea acestora și transformarea lor în centre culturale. Și de asemenea, cele 30 de milioane de euro pe programul PNDL, alte 4,5 milioane pe Biblioteca Județeană, cele două cule, Izvoranu, Geblescu și Cernătești, Muzeul Olteniei cu peste 800.000 de euro cu expoziția permanentă Oltenia Rediviva, Parcul Industrial, Hitecu, cu 13 companii până în prezent și sunt sigur că se vor crea peste 1.000 de locuri de muncă și aici. La categoria infrastructură, Consiliul Județean Dolj a investit în acest an în reabilitarea și modernizarea unor artere importante din județ, care fac legătura între localității doljene și localității din Gorj și Mehedinți.